Ridicarea vizelor de America pentru români este una dintre realizările cu care premierul Marcel Ciolacu vrea neapărat să se poată mândri în campania electorală, iar pentru asta guvernul este dispus și să plătească taxă de viză pentru angajații din ministere dispuși să aplice. De exemplu, funcționari din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au fost întrebați dacă vor să aplice pentru viza de Statele Unite ale Americii în condițiile în care taxa de 800 de lei ar putea fi suportată de instituție. O să discutăm pe această temă cu invitatul meu de la această oră, Laurențiu Mușoiu, jurnalist pe BNU TV, aflat în platou. Bună ziua, Laurențiu! Salut, bună ziua! Ne uităm la această situație, parcă ireală într-un fel sau altul, pentru că vedem din informațiile pe surse pe care tu le-ai obținut că există această variantă angajaților din Ministerul Fondurilor Europene, da, să aplice pentru viză și taxa aceea să fie plătită de instituție. Cum? O taxă de 800 de lei. Da, asta am întrebat și noi, MIPE, cum mai, că de unde va fi bugetată această sumă? Până la urmă, poate să ajungă la o sumă importantă. Și de unde va fi bugetată? De unde va fi alocați acești bani? Se pare că nu este vorba doar de MIPE. Noi am întrebat MIPE, am întrebat de unde vor fi alocați banii, câți angajați au fost plătite până acum aceste taxe și pentru câți urmează, câți s-au înscris pe această listă. Se pare că nu este un caz singular la MIPE, ba chiar mai multe ministere, mai știm de la Ministerul Educației că deja s-au întocmit liste cu angajați care au fost întrebați, angajați în Ministerul Educației, dacă au mai avut viză de America, pe câți ani și dacă vor să se înscrie pe această listă și acolo încă nu știm 100%, dar probabil că din moment ce întomesc liste cu cei care vor să aplice pentru vize de America, și acolo probabil că instituția va suporta sau poate vor fi fondul de la guvern, asta nu este clar. E clar o ambiție a domnului Ciolacu, care probabil că vrea și era mizat pe acest scop și vrea în campanie parlamentară și de ce nu prezidențială, probabil să arate, uitați ce am făcut, am ridicat vizele pentru America, românii pot merge fără viză în America. Problema este că, iată, noi nu reușim diplomatic. Deci am zis pe care diplomatică ca să îi determinăm pe americani să ne ridice vizele și, iată, ne cumpărăm, practic. Asta înseamnă că statul vrea să cumpere locuri pentru America, probabil că mizând că rata de refuz va fi mai scăzută în cazul acestor angajați, ei fiind angajați în minister, probabil că și pe acest lucru se mizează. Nu sunt obligat să meargă în America, doar să aplice, asta este clar. E doar o strategie, spunea domnul Ciolacu. Dar ne uităm la această sumă pe care trebuie să o plătească fiecare cetățean care vrea să obțină această viză pentru Statele Unite ale Americii, una deloc mică, 800 de lei. Asta în contextul în care, în cazul în care banii ar veni de la buget, ne reamintim că are misiune ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, să reducă cheltuielile bugetare cu 5 miliarde de lei. Cum se explică acest paradox? Se pare că domnul Căciu nu are această misiune. Și el a fost ministrul Finanțelor, acum a schimbat locul, da, cu domnul Boloș. La fondul PS, sper că aici la fondul PN nu e nevoie de economie, din contră. Se pare că cât mai mulți bani pentru a atinge, până la urmă, un scop, îl putem considera un scop electoral. Cu siguranță toți vrem ca românii să meargă fără vize în America, dar am fi vrut să vedem acest lucru să fie un rezultat al politicii, al diplomației noastre. Adică să nu faptul că acum guvernul, domnul Ciolac, știm că s-a înscris și el, ne amintim că s-a înscris și el în programul de viză, ne atacă, am făcut un pas, că dânsul nu poate fi refuzat. Și acum încearcă cu angajații minister, care garantează ei, guvernul pentru ei, aceștia sunt oameni de încredere și puteți să le dați vize. E o românească, să spunem, ceea ce face acum guvernul, ce face domnul Ciolacu, că cu siguranță el este cel care ține cel mai mult la acest lucru. Da, trebuie să ne gândim, România trebuie să atingă, să scadă sub 3% rata de refuz. Dar iată că nici asta nu ne garantează. Croația, de exemplu, au scăzut sub această rată de refuz și totuși decizia trebuie să fie de la Washington și nu a venit. În ciuda faptului că de mai mult, de 2 ani, dacă mai mult, Croația a scăzut sub această rată de refuz. Bun, mulțumesc tare mult pentru aceste informații.